Echipa de rugby a clubului Gloria Buzău a obținut în weekend cea de-a 12-a victorie în cele 14 etape din campionat. Echipa buzoiană a trecut cu scorul de 42 la 24 de știința Petroșani, rezultat care confirmă un parcurs fără greșeală în retur și care arată că echipa lui Costică Merșoiu este în formă maximă înaintea celei de-a doua părți a campionatului. SCM Gloria va continua drumul spre primul eșalon, având de trecut doar două obstacole primul dintre ele sâmbătă când în Parcul Tineretului Ruibiștii Gloriei vor întâlni pe Rubi Club Bârlad, formație care a încheiat sezonul regulat pe locul 4. În semifinalele play-off-ului, cealaltă dispută va fi una în familie, punând față în față pe Tomis Constanța și Cese Năvodari. Învingătoarele din aceste două partide se vor confrunta apoi pe teren neutru în marea finală, unde câștigătoarea va primi biletele pentru Superligă. Partida SCM Gloria Buzău, Rubi Club Bârlad va avea loc sâmbătă de la ora 11 pe stadionul din Parcul Tineretului. Intrarea este liberă.